ce facem, bă, băieții? Deci, astăzi o să facem și noi extragerea de la giveaway de ieri. Dar înainte am să vă prezint un mod care o să-l folosesc de acum încolo. Este modul de iarnă al lui Dacu. Mașinile au NB, vedeți? Deci, haideți să vă prezint din el. Acesta este Deagle-ul, care ținta se mărește când tragi. Este albastru cu alb. Shotgun-ul are țita statică și sunetul foarte șmecher. Iar M4 e foarte silențios. Ținta tot statică. Așa. Haideți să-mi iau și un snowboard-ul. Da, este un snowboard care este un mod pe bicicletă. Acest mod pe de câte știu are și sanie și mai multe de alea. Dar nu știu pe ce mașini. Deci vegetația este de iarnă, străzile la fel. Ce vreau să vă prezint? Unele mașini au zăpadă pe ele, vedeți și voi. Stați să mă dau jos. Deci vedeți zăpadele deasupra. Așa. Să vă arăt din soarea. Imediat. Să ne oprim și... What? Bă, ați văzut și voi schema asta? Așa. Deci ați văzut-o. Deci pe cât râlușe plus se prinde din soarea. După mai dați încă o dată ca să fie mai tare. Încă o dată și mai tare. Și încă o dată să fie la maxim. Apoi... No. Nu știu de câte ori dați, dar dați să fie mai tare și mai multă. Și ca să opriți, dați până se face așa mai lumină. Să vă prezint că puteți să dați timeseek-ul la ce oră vreți. Deci, 1, 2, 3, 6, 7, stați puțin, așa să continuăm. Deci, set 7, 9, 10, 11 și dați așa cât vreți. Eu o să-l las pe 14. Așa, să continuăm. Opa, mi-am numit să mă mântu. Deci, avem un mini-map, adică mini-mini, cam mare. O mapă în stânga. Hadul cu căciulița. Avem harta pe M. Fake-esc. Și cu o mapă de asta mare. Așa. Să mă ofriți câteva mașini. Acesta este Comet-ul. Nu știu ce e asta. MRG-ul. Și acum să iau și un hamster de aici. Să vi-l prezint. Seamănă cu mașina aia în GTA 5 de la început. Deci arată foarte șmecher hamster-ul. Ceea ce mi se arată. O să vă arăt imediat efectele când bubuie. Așa. Bă, dar greu bubuie. Și o să facem și extragerea imediat. Să vedem dacă o să fie și câștigător online, că îi dăm banii pe filmare, dacă e online. Dacă nu, o să filmez eu pentru încă un episod și o să-i dăm. Eu sper să fie online. Așa, vreau să bug mașina, dar văd că... Așa, a bubuit. Hop, așa. Vreau să mor și o să vedeți cum moare. Uitați cum dă cu pumnii. O să vă arăt și cum se schimbă skin-urile. Și moare foarte șmecher. Așa, să ieșim din casă. Să vă arăt niște skin-uri acum. Deci uitați Infernus-ul mai întâi. Asta e Sinking-ul, arată cam la fel. Da, arată la fel. În fine, să vă arăt cum se schimbă skin-urile. Cât skin și orice skin.
Astea sunt skinurile clasice la HD, mi-am dat acesta, 3. De la 20 la 30 sunt niște skinuri mai de gangster, așa. Dar nu o să vi le arăt pe toate. În fine. Și să vă arăt ce... Nu, nu consola. Să vă arăt ce are modul. Ce mai are. Păi... Are animații, armură la polițiști, scheme cu BMX-ul, lumini la mașini, mai șmechere, efecte, fonturi, uite, acest font este diferit, arme, harta, Infernus-ul, timesy cu sunetele, snowboard, bike, snow, ăsta, nisoarea, zăpada, skin-urile de iarnă, skin-uri și mașini de iarnă. Așa. Deci acum să trecem la extragere. Și am revenit. Așa, și am revenit la extragere aici. Și o să alegem câștigătorul. În 3, 2, 1. Să vedem cine e. Itaki level 9. Să vedem dacă s-a abonat. Deci George C. Dacă e abonat la canalul nostru. Și dacă da like la video. Ăsta era cerințele. Așa. Din câte văd, omul nu e abonat la mine. Deci, s-a arătat șansa. O să alegem alt câștigător. A, și e clip de la postat, în fine. Următorul este Alexut, așa, să vedem dacă acesta da like și abonat. Dar nu pot să văd, trebuie să aibă pe public. Următorul. Frumos, nu. Următorul. Nu pot să-i dau că nu are level 5. Dar și sper că e abonat. Așa, canale. Deci, e abonat. Și vreau să văd dacă a dat like la video. Dar unde văd? Stați. Băieți, eu cred că a dat like, deoarece mi-a părut să ia notificare. Stați puțin. Sper că a dat like. Nu știu. Cred că a dat like, deci el e câștigătorul. Stați să văd cum îl cheamă pe... Tarci 47. Așa, deci Tarci 47. Să vedem dacă e. ID Tarci. Nu e online, dar când o să apară, o să fac video. Când îi dau banii. Deci cam atât cu acest episod. Ne vedem la următorul episod. Ținta targetului este de 10 like-uri. Deci, pa.